Cresc tensiunile provocate de furnizarea gazelor naturale rusești. Rusia insistă că nu va mai accepta pentru ele decât ruble. Însă statele din vest anunță că sunt dispuse să plătească doar euro ori dolari, așa cum prevăd contractele în vigoare. Iar acest conflict ar putea duce chiar la oprirea gazelor rusești. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat băncii centrale din Rusia, guvernului și Gazprom să prezinte în cel mult două zile propuneri de proceduri pentru plata gazului în ruble din partea țărilor neprietenoase, inclusiv cele europene. Nimeni nu va furniza gaz gratis. Este imposibil și poate fi plătit doar în ruble. Companiile trebuie să înțeleagă că trebuie să cumpere ruble pentru monedele lor. Declarația vine la scurt timp după ce statele G7, adică marile economii ale lumii, au anunțat că vor refuza cererea lui Vladimir Putin, în acord cu ceea ce au declarat și liderii Uniunii Europene săptămâna trecută. Toți miniștrii G7 au agreat că aceasta ar fi o încălcare unilaterală și evidentă a contractelor existente. Plata în ruble nu este acceptabilă. Cred că vine ca o măsură de fapt de redresare a rublei, pentru că până la urmă se aplică legea cererii și ofertei. Știm cu toții că rubla s-a prăbușit foarte mult. Rusia va reacționa dacă țările europene vor refuza să plătească în ruble, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. N-a precizat însă dacă asta ar putea însemna și oprirea livrărilor de gaz rusesc în țările occidentale. Dar Uniunea Europeană și-a propus deja să reducă importurile de gaz rusesc cu 2/3 anul acesta. Vor ajunge în curând 15 miliarde de metri cubi de gaz din Statele Unite ale Americii. În plus, Germania a încheiat un acord cu Qatar pentru gaz lichefiat, la care se adaugă și alte surse, precum Australia sau Azerbaijan. Măsurile propuse de Comisia Europeană nu au vizat atât de mult reducerea consumului în regim de urgență. Vorbim de niște consumatori interruptibili de urgență, care într-un caz în care se sistează complet importurile, își pot duce activitatea să nu fie afectați consumatorii casnici. România este al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, deci nu ar fi imposibil să ne descurcăm fără gaz rusesc. Consumul anual al țării este de aproximativ 11 miliarde și jumătate de metri cub, din care importăm peste 20%, adică în jur de 2 miliarde și jumătate. În curând începe exploatarea gazului din Marea Neagră, lângă Media. Deci de aici am putea avea până la 1 miliard de metri cubi în plus, care ar putea înlocui parțial gazul rusesc. În plus am putea primi și gaz lichefiat, american, azer sau din alte surse. Ar ajunge la noi din terminalele din Grecia, prin interconectorul Grecia-Bulgaria, care ar urma să fie gata anul acesta. În cazul în care gazul pe care îl vom primi nu va fi suficient, ar putea fi întreruperi pentru marii producători industriali, conform legii.